Bună seara, doamnelor și domnilor! Avem ora 7 și aproape 7 minute. Eu sunt Oleg Brega. Până mai ieri, moderator al acestei emisiuni, verde în față, dar pentru că de luni a început oficial campania de colectat semnături, iar eu sunt și lider interimar al organizației verzilor din sectorul 5 și potențial candidat la funcția de primar și poate cap de listă pentru Consiliul de Sector. Iată-mă, sunt în stradă în fiecare zi, strângând semnături alături de colegii și colegele mele, pentru că așa e legea electorală, poți candida, indiferent dacă ești independent sau candidat de la partide, poți candida dacă prezinți o listă de semnături în susținerea listei tale de candidați și în susținerea candidaturii tale. Iată de ce poate vom rări aceste emisiuni, până acum le făceam luni, miercuri și vineri seara, sau vom încerca să-l învățăm pe Gabriel Ursescu, care e co-moderator al emisiunii noastre, nu e în România, e în diaspora, în Scandinavia și chiar dacă ne susține cum poate el, dar nu candidează și nu are de strâns semnături, dacă o să reușească el să însușească problemele tehnice cu care ne confruntăm noi ăștia, moderatorii de emisiuni și de bloguri, atunci veți mai avea emisiuni. Dacă nu, va trebui să vă puneți pofta în cui și eventual să priviți emisiunile cele vechi. Pentru că termenul care ni se dă mai puțin de o lună și suma de semnături pe care ne-o impune legea e foarte mare. Dacă în anumite localități poți să prezinți 50 de semnături și te-ai înregistrat și pentru cursa la Consiliul Local și pentru cursa la primar, în orașe mari, în municipii, în capitală, 1% cât prevede legea înseamnă mii de semnături și asta înseamnă interacțiune cu zeci de mii de oameni. În condițiile astea de maxim risc, în condiții de pandemie, de criză sanitară, guvernarea ar fi făcut bine nu doar să ne reducă în jumătate numărul de semnături, dar poate să ne permită și colectarea semnăturilor online. Suntem cum necum țara cu cea mai bună viteză de conexiune la internet, cu nivel foarte înalt de conectare și de cunoaștere a tehnologiilor, da? Putea să ne dea măcar ca o alternativă posibilitatea să strângem semnături. Nu, ei au decis doar să reducă în jumătate numărul de semnături necesare. Ei eventual ne-au lăsat să colectăm pe aceeași listă semnăturile și pentru președintele de Consiliu Județean și pentru Consiliu, adică să nu trebuiască desemnat de două ori două liste separate. Deci mulțumim guvernării pentru măcar atâta concesie. Totuși mi se pare puțin și s-ar putea să crească în fiecare zi numărul îmbolnăvirilor și din cauza acestor activități electorale pe care nu le putem evita pentru că ținem foarte mult la democrație, la drepturile noastre politice. Vrem să ne implicăm în politică. De mult aștepta Partidul Verde să participe în politică și acum, iată, din cauza acestei crize nu vom renunța, chiar dacă ne punem și noi viața în pericol și poate și oamenii care semnează pentru noi. Le mulțumim tuturor celor care se implică, care își asumă aceste riscuri și celor care ne ajută. O să avem acuși schimb de impresii, poate Gabi a mai făcut astfel de activități în trecut. O să vă povestesc ce am trăit eu în primele 3 zile de colectat semnături. Iar în a doua parte a emisiunii o să vă punem un interviu, un dialog al președintelui partidului Florin Călinescu cu liderul partidului din județul Constanța, Nelu Cosma, care și candidează, se pare, la Medgidia și vor discuta despre realitățile din Medgidia și despre oferta Partidului Verde. Asta ca să nu vorbim noi prea mult și ca să le dăm și lor ocazia să se exprime în situația în care până atunci nu își manifestă cineva dintre colegii noștri verzi sau poate din alte partide dorința de a participa în acest schimb de impresii, de păreri. Pentru că nu știu de ce despre strângerea de semnături, ca și despre sex sau masturbare, toată lumea le practică, dar nimeni nu vorbește despre asta, de parcă ar fi ceva rușinos. Dar sunt probleme.
chiar vitale de viață și de moarte legate de strângerea de semnături. De ce nu se vorbește despre asta? Mi-e greu să înțeleg. Gabi, ai vreo explicație? Da, am să continui ce ai zis cu metafora ta și toți se cred sfinți. Dar păcătuiesc, bun. Dar toți păcătuiesc. Da, suntem păcătoși și cine nu este păcătos să dea cu piatra primul. Ideea este în felul următor că, da, de aia ne-am implicat Oleg și în activități civice. Noi ne știm de mulți ani de zile, de la Roșia Montană, protestele pentru Roșia Montană. Pe de o parte, pe de cealaltă parte ești și unionist și am constatat cu mare plăcere că mulți dintre verzi sunt unioniști. Iubesc democrația, iubesc Uniunea Europeană, Europa, iubesc faptul că România este în Uniunea Europeană și uite așa, sunt multe, multe lucruri în comun cu multe alte mii, zeci de mii și poate milioane care sperăm să ne voteze la următoarele alegeri. Poate nu din acest an, dar în 2024, așa cum avem noi planificat, este proiectul Verzilor, proiectul Partidului Verde și al domnului Florin Călinescu, este un proiect pe termen lung, trebuie să se rețină treaba asta, ne vom bate și la aceste alegeri, dar noi pregătim echipa care se bate de la egal la egal cu toate partidele mari din România. Acum, am și o experiență pe partea aceasta de strâns semnături pentru diferite petiții și una dintre cele mai importante care a avut un ecou aceste zile a fost fără penal în funcții publice. De fapt, este o inițiativă civică preluată de Uniunea Salvați România, unde de fapt avem și multe cunoștințe acolo și salutăm pe această cale. Dar să nu uite că Partidul Verde vine și politica are nevoie acum de Partidul Verde și de un lider cum este Florin Călinescu și alți lideri care vin deja din spate, atât din țară, atenție, cât și din diaspora. Sunt multe lucruri de spus, dar având în vedere că avem această începere de campanie de strâns de semnături, noi am vorbit astăzi, Oleg, despre faptul să facem pauză la verde în față sau nu. Și am considerat că este nevoie în această perioadă să continuăm această emisiune, dar focusat pe această campanie de strâns semnături și să venim cu materiale din teren, din teritoriu, din diaspora, să venim cu idei care pot fi utile unor colegi din țară sau poate chiar din diaspora, să facem prin intermediul acestei emisiuni politico-civice a Partidului Verde, să facem un schimb de idei, să zic așa, încrucișat. Și eu cred că îl putem face din această cauză, să facă un efort în plus și cu ajutorul tău am să învăț partea tehnică a emisiunii, să zic așa, și voi încerca, chiar dacă mă voi bâlbi la început, asta este, nimeni nu s-a născut învățat, voi face aceste emisiuni fiindcă tu o să fii în teren. Și să nu uitați, dragilor, toți care sunteți în diaspora, puteți ajuta pe cei din țară și mesajul nostru, Verzilor, este ăsta: solidaritate, implicare, cei care simpatizați cu Partidul Verde, haideți alături de noi, contactați-ne pe www.partidulverde.ro, scrieți acolo un mail și spuneți cu ce puteți ajuta. Strângere de semnături, o voluntariat online, haideți să facem echipă astfel încât să crește numărul de semnături pentru Partidul Verde și potențiali candidați reali la consilii și la primării și pe viitor, bineînțeles, la parlamentare. După ce strângem semnături, dacă avem destule și înregistrăm candidații, vom face campanii de colectare fonduri ca să facem campanie electorală. Noi n-am vrea să cheltuim și ni se pare imoral să dăm foarte mulți bani ca să ne creăm imagine sau să lustruim o imagine dacă ar fi cumva spălăcită. Dar tot da, niște baneri pentru fluturași, ceva, oamenii îți cer ceva ca amintire, măcar un calendar, un poster, o mască cu simbolul verde. Dacă s-ar găsi donatori ca să vrea să ne sponsorizeze, să ne susțină campania electorală, ar fi minunat. Sau astfel de tricouri, șepci, geci cu simboluri verzi.
Aceste donații, noi am decis să facem altcumva această campanie total, efectiv cu niște fonduri minimale și practic vin în general de la noi din buzunar sau de la cei care doresc să ne ajute. Și Sau cum facem noi, iată, poster exact. electoral pe o bucată Exact. de scotch scris cu un marker pe care poți să-l folosești 3 campanii la rând. Deci încercăm să fim cât se poate de economi și de raționali și din motive ecologice și din motive economice și cum am zis din motive morale pentru că e cam fără obraz să dai milioane pentru sponsorizări pe Facebook, pe alte rețele sociale, pe YouTube sau spoturi electorale, TV, radio, care costă o grămadă, sau billboard-uri din astea, cum am văzut că Ponta deja și-a publicat prin oraș, sau alți politicieni, care probabil din bani furați, necinstiți, că dacă ar fi banii lor câștigați cinstit, nu i-ar băga cu atâta generozitate în afișe electorale care costă o grămadă. Exact. Efectiv, aceste partide politice care se alimentează financiar din bugetul statului prin diferite forme, nu numai că au parte de aceste sume mari pe care le pot cheltui, ci toate partidele politice actuale se folosesc inclusiv de avantajul de a avea oamenilor în diferite instituții și uite așa apare problema asta de logistică electorală care deja din start este rezolvată. Și noi Verzii efectiv ne-am activat abia că acum câteva luni de zile și nu suntem la potențialul normal fiindcă tot angrenajul acesta al Partidului Verde este totalmente nou și au venit cu experiență cei care, ca și mine, ca și tine, care au avut tangență cu acțiunile civice sau au venit oameni decepționați, dau un exemplu la partide mai noi sau mai vechi, curați, oameni cinstiți, care au o experiență organizațională sau oameni care lucrează cu diferite organizații în corporații mari sau au fost, dau un exemplu, antrenori sau ghizi sau temiri ce meserii sau aptitudini au. Deci, noi parțial avem, dar deocamdată angrenajul ăsta nu este funcțional, dar cu siguranță va fi funcțional pe 2024. Și practic noi acum, chiar dacă avem acest nivel, nu ne putem compara cu alte partide, ne vom bate, avem voință să ne batem pentru o democrație în marja potențialului nostru, dar ne vom bate. Nu dorim să cedăm și ăsta este mesajul și al meu personal și a domnului Florin Călinescu și a multor colegi să nu cedăm, să facem campanie de strâns semnături și toată lumea ne poate ajuta. Doar dacă ne uităm în agenda noastră telefonică, majoritatea avem peste 100 de contacte și nu trebuie decât să scriem mesaj la contactele noastre și să spuneți, uite, sunt Gabriel sau eu știu Maria, să zic așa, susțin Partidul Verde. Te rog frumos să intri la adresa www.partidulverde, să contactezi și să ceri un formular și să aduni acolo, la locul de muncă, în familie, între vecini, să adună acel formular. Noi o să-l publicăm în emisiunile următoare. Acest formular se poate printa. Uite, e foarte bine că arați aceste tipuri de formulare, dar să fie într-o formă printată pe site-ul nostru, de ce nu și pe toate paginile. Atenție, noi avem pagini de Facebook la toate filialele, am acoperit diaspora, am acoperit, puteți vedea Partidul Verde Diaspora și deja avem pe unele țări, avem acoperite toate județele din țară, ceea ce este foarte important. Dați Sunt pagini acolo. de Facebook pentru localități, chiar pentru sate, comune, orașe mai Sau mici, nu doar pe sectoare. județe. Deci căutați Exact. localitatea voastră dacă are pagină de Facebook Partidul Verde. Dacă nu, poate aveți timp să creați o filială a Partidului Verde în localitatea voastră. V-am zis, e Exact. abia a treia zi de strâns semnături și iată, semnăturile se adună.
Unii Da, numără banii, noi bravo, numărăm semnăturile, fără de care nu putem candida. da. Mircea Șoima comentează: în condițiile economice de acum, cu șomaj la tot pasul, este puțin imoral să cheltui bani și așa puțini ai cetățenilor. Până la urmă, bravo, noi respectăm cetățenii. Se referă probabil la partidele care au din bugetul public bani și vor face cheltuieli electorale pe acei bani, beneficiind de un avantaj față de partidele care nu sunt în Parlament și care nu au astfel de bani, și iată, suntem în condiții inegale. Cornel Da. Burete comentează: ca și pentru diaspora în România, să se poată vota prin corespondență, cu cooptarea poștei române. Vot Da. prin corespondență se poate și acum, dar nu la alegerile locale. Noi pledăm pentru Eu un vot electronic, online. Da. Factorii Eu poștii. pe Da, Da, Gabi. spune, termină ideea. Citesc, nu, citesc comentariul lui Cornel. Factorii poștali ajung în toate cătunele, în colțurile țării, ca să ducă pensii și alocații. Pot duce plicul sigilat cu formularele de vot și după 7 zile îl pot ridica. Apoi îl trimite la poștă, la sediul Poștei României, și de acolo la autoritatea electorală permanentă să le ridice. Se evită răspândirea COVID. E, nu se evită, dar se micșorează riscurile, pentru că oricum factorul poștal tot trece dintr-o casă în alta și știm că medicii, polițiștii, poștașii suferă. Se pare că într-un sat din Republica Moldova un poștaș a și murit de COVID. Da. Se pare că acest COVID nu lovește doar într-o. Practic, nu ține cont de continente, de granițe, de meserii, de statutul social, chiar dacă este demonstrat faptul că acest COVID dă mai mult în categoriile sociale care nu au un nivel de trai tocmai ok. Și, mă rog, nu discutăm că nu este tema emisiunii. Unde vreau eu să ajung? Eu personal m-am mutat pe partea civică pentru votul electronic, votul prin corespondență, etc. Chiar acum așteptăm niște răspunsuri de la autorități, la Autoritatea Electorală Permanentă, Comisia Electorală, Secretarul General al Guvernului. Credeți-mă, nu se dorește. Și opinia mea personală este că Partidul de Guvernământ, PNL-ul și PSD-ul au pus Batista pe țambal, cum au pus și cu pădurile sau cu dosarul 10 august, și nu doresc ca alți actori politici să intre în arena politică, ceea ce este o mare problemă și pe noi verzii trebuie să ne ambiționeze și mai mult, să strângem semnături, să vorbim cu lumea și chestia asta nu trebuie să stea doar în datoria și asumarea domnului Florin Călinescu. Nu, noi trebuie să fim acei bătăioși, bătăioase, indiferent că suntem în țară sau în străinătate, și să convingem lumea să semneze listele Partidului Verde și să meargă la vot, fiindcă există încă o problemă, problema absenteismului la urne, ceea Dar ce este e muc foarte, totuși, foarte Gabi, periculos. până atunci. Pentru noi, deocamdată, problema de supraviețuire e să adunăm acele semnături fără de care nici nu putem candida și nu o să ne mai intereseze dacă nu putem participa la vot, nu o să ne mai intereseze prezența oamenilor, pentru că nu vor avea de unde alege decât veșnicul tricolor între roșu, galben, alternativa albastră. Noi am vrea să apară acolo o a patra culoare alternativă, culoarea verde, să ne apropiem de culoarea curcubeului. Cornel Exact, Burete da. zice că are o propunere privind votul pentru aceste două runde de alegeri. Nu știu la ce se referă, probabil la alegerile locale și alegerile parlamentare, pentru că altfel nu există două tururi la alegerile locale. Am sperat, am dorit și ni se pare democratic să fie două tururi de alegeri, dar va fi un singur tur. Și Consiliul se alege într-un singur tur, și primarii se aleg într-un singur tur, chiar dacă un candidat din 10 va avea, să zicem, numai 10%, ceilalți sub 10, acela va fi primar care va avea 10%, deci cu votul la 100, la 1000 de oameni. Așa se întâmplă. Așa au Eu, vrut ei, așa au rămas exact. legile. Exact. Eu am să avansez o idee, poate vi se pare ciudat acest vis al meu, dar de ce să nu visăm? Fiindcă dacă nu visăm, înseamnă că nu prea existăm. Hai să spunem prin absurd, dacă Partidul Verde ajunge în Parlament și reușește să facă o majoritate prin care alegerile locale, turul 2 al alegerilor, practic, să se desfășoare în luna ianuarie, dau un exemplu, sau în februarie, și rămân
în competiție, primii pe liste care au reușit în turul întâi al alegerilor, adică pe 27 septembrie. Evidențele există, procentajele există, se știe cine au ieșit pe primele două locuri și uite așa, cu o nouă majoritate, se poate face al doilea tur de scrutin. Poate vi se pare ciudat ceea ce spun, dar Parlamentul poate să facă acest lucru, stă în puterea lui să facă aceste lucruri și de ce nu? Este ca și, cum am spune, alegeri locale anticipate, să zic așa, o combinație între ele. Și atunci am putea spune că al doilea tur de alegeri la locale s-a desfășurat la o diferență de câteva luni de zile, în noul format parlamentar. Cred că noi este o idee bună, din punctul meu de vedere. E mult până departe. Deocamdată ziceam, chestiunea vitală e să adunăm semnături ca să putem participa la alegerile locale. După care vom putea să facem campanie electorală cu sau fără bani. După care vom ocupa locurile meritate în consiliile locale, poate și funcții de primari și primare. Și după care va trebui să ne manifestăm în spirit verde, cum iată au început să se manifeste verzii din Franța, care au câștigat orașe mari precum Lyonul și Strasburgul. Dar Exact. deocamdată problema e cu oameni foarte sceptici, foarte dezamăgiți de clasa politică și când le zici de partid, nici nu mai vor să audă care partid, își pun mânele în cap și zic că ne-am săturat, nici nu mai vor să meargă la vot și asta e descurajant. Florin Călinescu zice că noi mizăm pe cei care sunt indeciși, care nu ieșeau până acum la vot. Dar oamenii ăștia de regulă au votat, au avut speranțe și s-au dezamăgit. Amintește-ți pe timpul FSN-ului, se vota cu prezența probabil 70-80%. Acum abia dacă se ajunge la jumătate la alegerile locale, de regulă 30-40% e Exact. prezența la vot. Asta este procentajul, exceptând Belgia, probabil unde votul este obligatoriu. Asta 70-80% este procentajul de participare la vot în țările normale, democratic. Și aici iau exemplul Suediei. Și mai este un tip de vot de care nu se vorbește, votul anticipat. Așa cum s-a putut face pe 3 zile anul trecut, așa se poate face și acum. Trebuie doar să precedentul există, precedentul pe vot prin corespondență există. Apropo, cei din diaspora, doar la parlamentare pe diaspora se pot înscrie pe www.votstrănătate.ro să le vină acasă plicul și să voteze cât mai comod posibil. Și revin la ce am zis înainte, votul anticipat, adică în anumite puncte, în anumit interval orar, sunt câteva stații de votare și mergi acolo și votezi. Că tu nu știi, dau un exemplu, în data votului unde vei fi. Mulți sunt șoferi, mulți vor să călătorească, mulți sunt în tranzit, etc., etc. Dau un exemplu, niște secții de votare, de ce nu chiar în punctele vamale? Fiindcă se știe în fiecare, dau un exemplu doar Nădlacul, acum. Dacă nu mă înșel, pe acolo trec undeva la 10-20 de mii de persoane în anumite perioade. De ce n-ar fi acolo? Multiplicați acest punct vamal cu toate și veți vedea că există un potențial în 2-3 zile de peste 200 de mii de posibile votanți. De ce nu? Asta Eu este îți o. spun de ce nu, Gabi, pentru că vin alegeri locale și se votează doar acolo unde domiciliezi. Ba și se candidează numai unde ai viza de domiciliu în buletin. Nu poți candida în alt județ, în alt Ok. oraș. Bun, Iar la există un. alegerile parlamentare la fel, pentru că România e împărțită pe circunscripții și se candidează pe circunscripție și nu poți vota decât în circunscripția ta, nu oriunde. Deci dacă ești din Tehnic. diaspora, votezi în diaspora. Doar în diaspora se poate vota ca excepție dacă ai venit ca Tehnic, turist din România. dacă se dorește, se poate. Dar hai să nu divagăm. Când e referendum, când sunt alegeri prezidențiale, poți vota și la Nădlac și oriunde. Dar când sunt alegeri parlamentare și locale, nu prea poți. La europarlamentare, da, e altceva.
Asta este situația. Mergem mai departe. Haideți să încercăm să discutăm despre sfaturi utile, cum putem mobiliza lumea la vot, și cred că aceste emisiuni dedicate strângerii de semnături trebuie să continue. Eu voi face acest efort, rămâneți, distribuiți materialele noastre care le găsiți pe Partidul Verde, Partidul Verde Diaspora sau de la alți colegi, materialele și filmările indirect ale domnului Florin Călinescu, fiindcă asta este baza noastră de contacte, să zic așa, și fiți atenți, vor veni sfaturi utile, unele se vor repeta și vorbind astăzi cu tine, Olic, am vorbit ca, dau un exemplu, lunea să prezentăm sfaturi și date utile despre cei care strâng semnături în Moldova, miercuri poate Transilvania, vineri poate Țara Românească și București, dau un exemplu. Și în fiecare zi practic putem lua reprezentanți din 4-5 județe, discuta timp de o oră unde sunt ei, ce au de gând în zilele următoare, unde se găsesc, să dăm numere de telefon, contacte, pagini și uite așa, distribuind, se face practic un bulgăre de zăpadă, acest efect de bulgăre de zăpadă și practic reușim să mobilizăm și să aducem la cunoștința publicului că Partidul Verde există, Florin Călinescu s-a implicat în politică și uite așa există șanse să ca oamenii să meargă la vot pentru ceva, atenție, pentru ceva și nu contra ceva. Vreau să-i mai asigur pe potențiali alegători și alegătoare ai candidaților verzi că facem tot posibilul ca să le asigurăm siguranța, sănătatea și noi, strângătorii de semnături, suntem cu măști, folosim dezinfectant pentru pixurile și tablele astea cu care colectăm semnături. Deci avem grijă de sănătatea noastră, pentru că ar fi penibil să strângi două săptămâni semnături și după aceea să intri în spital cu COVID. Sau și mai grav ar fi să răspândești astfel de maladie din irresponsabilitate. Deci vă asigurăm că avem grijă de sănătatea noastră și îi sfătuim pe cei care colectează semnături din alte filiale să facă la fel, să neapărat să folosească măști și să își dezinfecteze cât pot de des mâinile, instrumentele cu care colectează semnături, să inspire încredere, să dea un exemplu bun. Noi nu suntem dintre scepticii, cum ieri cineva, o femeie, semna pentru noi și zicea: a, dar voi sunteți verzii pentru mediul sănătos, cumva sunteți și antivacciniști. Din contra, știința medicală atâta timp a cercetat și a descoperit tratamente pentru diverse maladii, inclusiv vaccinul, și noi acum să ne împotrivim descoperirilor științifice ar fi culme. Deci nu suntem antivax, să nu se creadă greșit despre noi. Poate sunt alții conspiraționiști, dar sigur nu sunt verzi afiliați cu verzii europeni. Vom mai vorbi despre campania de strâns semnături. Suntem dezamăgiți că în București nu ni se permite, autoritățile nu ne permit să instalăm corturi. Chiar dacă suntem în aer liber și garantăm că vom păstra măsurile de distanțare și de protecție, nu ne permit să instalăm corturi și asta mi se pare un abuz, mai ales cele care sunt, dispun de resurse administrative și pot să facă astfel de liste ușor. Ne pun în felul ăsta piedici nouă celor care nu avem acces la resurse administrative, ne pun piedici ca să ne organizăm. Deci nu veți găsi corturi cu Partidul Verde pentru că nu ne dau voie autoritățile. Dar oameni, indivizi sau câte doi colegi de-ai noștri și colege, dacă îi vedeți cu însemnele Partidului Verde, cu drapel verde, cu, vă spun ei că sunt de la Partidul Verde, verificați pe fiecare listă sus, scrie că e pentru Partidul Verde, pentru care candidat, pentru care sector, pentru care listă de partid, asigurați-vă că nu semnați pentru alții și că nu se folosește cineva de imaginea noastră. Introduceți aici nume, prenume, cetățenie, data nașterii, adresă, seria și numărul buletinului, iar jos cei care strâng semnături vor confirma tot cu datele lor de buletin că semnăturile au fost adunate onest, corect. Și noi, verzii, încercăm să o facem numai onest, numai corect, nu vom trișa, vă rugăm să contați pe noi.
Exact, să se scrie corect, citeți, în cadrul rubricilor respective și poate o altă idee bună care se poate, toată lumea poate să o practice este ca să tragă la imprimantă logo-ul Partidului Verde și să-l pună în geam la mașină cu o bandă scotch sau dacă au casă undeva pe poartă, etc. sau cei de la țară, bine mersi, poate să pună pe un zid de șură, dau un exemplu, astfel încât să-și arate sprijinul și simpatia pentru Partidul Verde și chiar să pun acolo poate număr de telefon unde să fie contactat și să spună, domnule, eu în satul Cutare adun semnături pentru Partidul Verde. Sunt idei care le-am discutat și cu colegii polonezi anul trecut, în noiembrie, la Tampere, și am ținut neapărat să vorbesc cu colegii polonezi, fiindcă ei sunt cei mai apropiați și ca areal cultural, dacă îmi dați voie, și am găsit niște parteneri de dialog foarte solidari și sprinten la idei. Și în ceea ce privește la țară, verzii au prins în anumite zone mult, mult elan, tocmai pe baza faptului că au avut idei, au făcut campanie electorală într-un alt mod și fiindcă și ei nu aveau bani, așa cum au PNL, PSD, UDMR, USR, Pro-România, ALDE, etc. și cine mai știe ce tot felul de candidați care vor mai apărea. Asta este părerea, că se poate. Mulțumesc, Gabi, pentru complicitate, ca să zic așa, pentru concursul la această primă parte a emisiunii. Am promis că în partea a doua vă propunem dialogul Nelu Cosma cu Florin Călinescu, lideri din Partidul Verde, care discută despre realitățile de pe litoral, despre variantele propuse de verzi. Atât am avut pentru început. Da, scurt și să urmăriți în continuare luni, miercuri și vineri de la ora 19 a României. Vom încerca să facem un jurnal de campanie de strâns semnături și cred că este un exercițiu bun pentru toată lumea, fiindcă vine și campania electorală, mai vin și alegerile parlamentare și cred că este bine să facem acest botez. Oleg și toți ceilalți colegi simpatizanți ai Partidului Verde, chiar și Florin Călinescu, să zic așa, facem acest botez al politicii într-un termen atât de scurt. Dar eu cred că vom reuși să răzbim la consilii, la unele primării și de ce nu chiar la parlamentare. Haideți, nu cedăm, democrația cere resursele tuturor. Mulțumesc. Dăm acum imagini video, 20 de minute de pe pagina Partidului Verde Constanța. Nelu Cosma cu Florin Călinescu. Salut și mă bucur că suntem împreună în Megidia, într-un loc foarte important pentru mine, fie și pentru două lucruri, pentru cei de generația mea, dar e necesar și bine să știe toată lumea. Orașul ăsta este legat de un celebru sketch al lui Ion Băieșu, interpretat de Coca Andronescu și de Octavian Hotescu, Tanța și Costel. Și pentru mine, în ceea ce privește muzica ușoară românească, această țară a dat două somități. A intrat, a reușit? Aurelian Andreescu și Dan Spătaru. Dan Spătaru mă leagă și o altă amintire, am făcut armata în aceeași unitate militară la Preța. Dacă vine să credeți, acolo s-a înființat o echipă specială, se chema Steagul Roșu Preța și Dan Spătaru, iarăși știe poate foarte puțină lume, putea să devină un extraordinar fotbalist. Megidia este un loc foarte, foarte important
și pentru istoria lui și pentru trecutul lui, dar eu cred că cei care ne încăpățânăm să trăim în această țară, putem să găsim și în... Vă rog mai puțin, alo, duceți comanda sus la camere. Suntem aici și un hotel foarte frumos la un stadion care se pregătise pe vremuri pentru Real Madrid sau Barcelona. Cu puțin efort puteți face și o echipă, zic eu, competitivă, pentru că și sala de sport și totul a fost făcute, au fost făcute într-o perioadă în care chiar s-au dat și mari sportivi de aici. Zic prezentul, pentru că și eu și prietenul meu, Nelu Cosma, ne încăpățânăm să credem în această țară, deci și în Medjidia. V-a să zic că, așa tâmpiți cum suntem, vedem și oareși ce viitor. Să nu intrăm în panică. Dacă mai pleacă 7-8 milioane de români din țară să-și caute norocul și bunăstarea, nu e o supărare. Unii o să rămână, unii o să se întoarcă acasă. Cu siguranță unii o să se întoarcă și în Medjidia. Un foarte mare potențial pentru dumneavoastră este crearea, după părerea mea, a unei zone, nu știu cum zice, parc industrial sau ce nume. Parc industrial. Parc industrial. Unul din cele mai importante din partea asta a României. S-ar putea crea. El este pe fond, este cadastrat, lipsește inițiativa. Deci trebuie să intrăm pe dezbatere. Dacă suntem în instanță. Lucruri concrete, da. Deci se poate face, știți, cred că Medjidia, de altfel, dacă mă întrebați pe mine, metropolitanizarea României o să se întâmple. Poate nu în timpul vieții noastre. Dar Constanța va fi cu siguranță de mii de ani, este și va fi iarăși mii de ani, o zonă care va aduna în jurul ei multă omenire și eu cred că mulți constățeni, dacă vreți, dar cetățeni universale ai planetei, se vor stabili pe aici, pe undeva. Medjidia poate să devină în curând un cartier al acestei zone metropolitane. Veți trăi puțin mai liniștit, jumătate de oră sunteți pe plajă, dacă doriți, jumătate de oră sunteți la București și așa mai departe. Medjidia merită să aibă un nucleu dur de cetățeni care să trăiască și să facă și 10.000, dacă rămâneți, fraților, o să aveți ce face. Dar o platformă industrială poate să atragă norvegieni, tailandezi, chinezi, ruși, americani, bulgari, africani, să-și facă sedi aici, să facă măcar și tranzit industrial și dumneavoastră veți rămâne cu niște taxe și cu o bunăstare fantastică. Mai mult îl rog pe Nelu să vă spun, pentru că noi nu suntem aici numai ca să facem gargară, suntem Partidul Verde, un mare partid european, care a venit și în România de câțiva ani, dar cu siguranță de 6 luni i-am dat o haină nouă. Faptul că eu sunt președintele Partidului Verde Românesc nu are prea mare greutate, faptul că Nelu Cosma este Partidul Verde în această zonă este foarte important și noi am ajuns la concluzia că este un cetățean pe care îl știți foarte bine și care vrea să întoarcă puțin foaia în ceea ce înseamnă administrația locală. Dacă aș spune mai multe, pare că aș fi idiot. Nu, ceea ce se întorc omelele. Cum zice, mai este, am preluat ștafeta. Nea Florică, da. Deci, domnul Florin Călinescu, știți foarte bine, stăpânește asta vorbire, este greu să vorbești după el, dar facem oferte suplimentare ca să ridicăm oarecum măcar la nivelul broaștei din grădă. Da? Bun, Medjidia, într-o zi superbă de vară, cu oaspeți pe care mi-am dorit întotdeauna, oaspeți care ne pot asigura un start corect. Un start corect, atenție, nu în competiție cu cineva, ci un start corect în competiție cu noi. Pentru că, de fapt, asta este marea problemă. Așa cum vedeți, necazurile planetare ne bat la ușă în fiecare zi. Noi ne-am învățat să plângem, ne-am învățat să constatăm că viața curge împotriva noastră. Noroc, Adrian! Se salut! Adrian Carcale, că este prietenul meu de clasă, și îl salut cu copii. Ai făcut și școală? Am făcut și școală. Te iubesc. Nu ne reprezinți atunci. Da, am făcut școala în Medjidia, am luat bacalaureat în Medjidia, liceul de matematică, fizică și să mă de asta. Nu oricine arăta trece acolo. În sfârșit, ideea de bază este următoare. Uite unul. Doamne, deci fugeam când vedeam numai echerul și compasul. Eu am făcut aia de umană sau cu tare vreo 2 ore, 4 ani. Eu cred că... Șmecher. Eu sunt șmecher de stradă. Așa le ziceau vișnițari la Timișoara. Cât deci așa mare. Am facultatea stradală, ca să spun așa. Da, mai este. Aici facultatea stradală cu rezultate.
Mi se pare spectaculos faptul că milioane de tineri termină o școală și orizontul este, sau azimutul este jos. Nu este corect. Eu am fost la bacalaureat, la poarta școlii, la liceu, și am întrebat părinții ce-și doresc pentru copiii care gata vor lua bacul. Răspunsul a fost unul de complezență. De ce vrea tu ca niște absolvenți de liceu în Medgidia să se ducă pe la București, la Constanța, să facă facultate, dar să și revină? Este un lucru spectaculos pe care nu vorbește nimeni. Am sute de tineri, știți că privatul ăsta face minuni, plecați din Medgidia, care conduc multe corporații, și mi-au spus, Nelu, vreau să ne întoarcem. Și le-am spus, bă, nu vă întoarceți, că avem acum modalități de a veni aici lângă mine cu idei, trăiți oriunde pe planetă, dar ajutați-mă să dezvolt Medgidia. Eu sunt alegător. Bă, de ce să te votez pe tine? Nu țin minte 7, zi-mi 3, mă omește-mă cu 3 lucruri esențiale. Primele 3 lucruri pe care tu le faci aici. Vreau să aduc pacea. E război? Da, e un război psihologic, din păcate. Periculos? De mulți ani. Nu neapărat periculos, simulat periculos. Nu, astea sunt periculoase, că nu se știu, se au gloanțe, nu vin tancurile astea, sunt așa, să lucrează în alte creiere mici. Maestru, am învățat, într-un război toată lumea pierde. Deci, să aduci pacea socială în oraș? Da, mă, dar oamenii vor să le vorbește în salam și în franzele. Cu ce o să duc ei mai bine dacă te aleg primul? În salam și în franzele. Ca salamul să fie mai ieftin, trebuie să-l producem aici. Avem 120 hectare de teren nefolosit. Dar n-a fost niciodată o fabrică de cărnați? A fost, dar pentru că lucrurile s-au schimbat radical, oamenii au trecut spre imobiliare, spre proprietăți de închiriat și au lăsat producția. Ideea mea despre Medgidia este o altfel de Medgidia, așa cum oamenii mă știu, am venit întotdeauna cu idei. Asta e interesant. Deci dacă ai o statistică, zici că în Medgidia se mănâncă zilnic 600 de kg de parize. 300 de cremuri și 400 cu mici, ați rezolvat, am văzut la piața acolo. V-a plăcut micii din piață? Da, superiori. Și dacă se mâncă 600 și data cremuri și data parizele atât de zici, să nu facem o mică caramangerie, nu? E o mică greșeală, fac o greșeală dacă contrazic. Contrazic, hai să vorbim întâi de salamul de Sibiu, că la cel mai cumpărat. Bă, lasă-l încolo, că suntem la Medgidia. Da, de ce să nu... Da, stați puțin, că sunt oameni cu bani, cu fonduri la Medgidia. Nu, există o suferință economică, însă eu vreau să... Am spus-o una pace, îmi permite să continui? Te rog. Doi, nu poate exista o pace stabilă dacă nu avem stabilitate economică. Și asta nu-ți vorbe goale. Cei din Medgidia, cei cu care trăiesc și fac afaceri, știu că dacă mă sună la 1 noaptea sau 2 dimineața, la final, după semnul egal, a fost profit. La primăria poate crea locuri de muncă? Nu, dar are un parc, e un parc, are maestre. Odată să ocupi populația cu muncă, se poate crea? Se poate crea. Să sistematizezi, să reabilitezi? Nu, dar se pot crea facilități. Acum nu vreau să încep cu lucruri negative, că nu este stilul meu. Însă anul trecut pe vremea asta, Medgidia a avut cele mai mari impozite din țară. De 300%. Pentru că n-au căzut, pentru că ecuația Consiliului Local Primărie n-a fost una neapărat normală, s-a ajuns ca impozitele din Medgidia să fie cele mai mari din țară. Punct. Pot întreba, mă duc pe terasă și iau un cetățean și întreb. Mergem și pe terasă. E, și punctul 3. Doi, după pacea asta socială... Pacea socială înseamnă producție, productivitate. Bravo. Legea... Doi, după aceea ce ai face? Deci, în primul rând, legea 31 spune că dacă ai un sediu social în localitatea respectivă, tot profitul generat vine în localitatea respectivă, da? Avem posibilitatea să creăm un loc unde se strâng sediile sociale, acelor din Medgidia. Pentru că, din păcate, pentru Medgidia este foarte facil să facă naveta către Constanța. Nimeni n-a luat în calcul că avem un port la canal. Port. Avem port aici. Avem cale ferată, un nod de cale ferată foarte puternic pe Dobrogea. Avem 10 minute până la punctul terminus, adică până la beneficiar, litoralul Mării Negre. Noi n-avem capacitatea să luăm banii din buzutar a celor care ar fi gata să ne plătească, maestru. Ok, și 3? Și 3, noi. Noi verzi. Noi verzi și atenție, nu mă refer la doctrină politică. Mă refer, în primul rând, la New Green Deal. La momentul ăsta, Uniunea Europeană face presiuni puternice pentru România, dincolo de această nebunie medicală. Pentru vorbitorii de engleză din Medgidia, înseamnă o nouă înțelegere pentru salvarea planetei, Green Deal-ul ăsta. Vreți să vă spun ceva? Adică, de exemplu, ce înseamnă să înțeleagă niște oameni, cum am fost în Gorj acum și trebuie să spun cu tandrețe, în 4-5 ani de zile, mama Europa vrea să renunțe la orice formă de exploatare și de consum a combustibilului fosil.
De ce? Pentru că e foarte scump de extras din pământ, cărbunele, țițeiul, nu știu ce, gazul, și îmbrăzesc planeta la propriu, te poți prăbuși dacă tot tragi dintr-o peșteră, așa. Și trei, noi nu folosim de mii de ani ceea ce ne-a dat Dumnezeu, soarele, apa și vântul. Păi bunicii noștri aveau moară de apă sau de vânt și făceau făină. Deci dacă noi nu mai răscolim pământul ăsta să extragem poveștile astea și ne gândim la soare și facem, poate alea 120 de hectare, că am văzut la soare aici cât cuprinde gratis. Exact. Păi nu putem să facem și un parc fotovoltaic? Ba da. Vântul bate? Bate vântul. Nu putem să punem și niște lici din alea și ce? Ba da. Și pe la Marea Neagră, pe aici, pe la canalul vostru, să punem și două turbine să facă și curent. Ba da, maestru. Ai văzut? Eu lucrez la un proiect, se numește Revoluția Administrativă. Domnul secretar Silviu știe despre ce vorbesc. Avem un contract în derulare. Revoluția Administrativă? Revoluția Administrativă este un proiect național la care lucrez eu, Nelu Cosma. După discuții și atenție, de 20... Deci acum nu mă încurca, vrei la primărie sau vrei să te fac ministru la București? Dumneavoastră, trebuie să înțelegeți că mie îmi place Megidia. Dacă aș vrea să fiu ministru, probabil că mi-aș fi pus CV-ul în altă parte. Dar după ce am discutat cu tine, cu dumneavoastră, am înțeles că mi-aș merge, merge. Mulțumesc frumos. Ideea de bază este următoarea. Eu nu vreau să devin bombastic. Vreau să vă spun de ce trebuie verde în Megidia. Am să vă dau o unitate de măsură care s-ar putea să vă sperie. Se numește moartea. Majoritatea celor din clasa mea au murit cu toții. Majoritatea. Vorbesc foarte serios. Foarte mulți bărbați tineri, foarte mulți bărbați de seama mea sunt bolnavi. Am cerut măsurători, am făcut contract cu o firmă importantă din Elveția să ne spună ce este nociv în această localitate. Aerul, apa sau despre ce vorbim, vorbesc serios. Poate că alcool. Tutunul, supărarea, disperarea. Poate, vreau să stabilim lipsa de perspectivă, de speranță, de viziune. Este ceva ciudat. Bă, mă duc acolo, mă angajează ăștia o săptămână, se închide, se deschide. Oamenii nu au... Știi când își dau seama oamenii că n-au viitor? Când înghesuiți de viață, se duc, fac un credit și peste ăla îi zice, bă, ți-l dau pe 25 de ani. Și el, săracul, într-o jumătate de an nu mai poate să-l plătească. Zice, aoleu, aoleu. Nu? Un om ar trebui, care vrea să trăiască în țara asta și să-și poată lua un șifonier sau un aragaz, bă, să aibă 50 ani, o perspectivă. Și asta, sigur, angajatorului creezi o siguranță că poate să facă, îi dai niște taxe mai mici, un fel de zonă liberă după vremuri, și atunci zice, da, tată, facem pantofi, că îi facem pentru China, că îi facem pentru Albania, îi facem aici, cumpăr utilaje, bă, și 25 de ani facem pantofi, nu? Problema este că avem toate datele. Avem terenul, avem forță de muncă disponibilă, care nu este angrenată. În Negidia, de exemplu, nu avem un punct unde se pot recalifica. Am fost la Poarta Albă, la penitenciar, și am întrebat, dați-mi vizită. Vizită. În vizită de lucru. Nu, internat. Nu, încă nu. Am făcut niște cadastre și am cerut o listă. Nu, dar și că am fost la Poarta Albă, parcă ești zice pe care și am fost și eu la Poarta Albă. Asta spun. Internat puțin. Asta spun, e pușcărie pentru oameni, maestre. Și am spus așa, bă, câți din Negidia aveți aici? Căsătorie, pușcărie? Uneori da. Depinde dacă ți-e gardian sau ești gardian. Maestre, și am cerut o listă. Am cerut o listă. Ești cu cei... familist? Sunt familist convins. Am două fete minunate. O căsătorie, două? O căsătorie jumate. Fete mari, mici? Fete mari. Ce fac? Fata cea mare are 30 de ani și muncește de mult la Londra. Muncește la Londra și plâng cu ea în fiecare noapte, sincer, fără niciun fel de glumă. Dar nu e doar de casă câteodată așa? Deci asta este vorba. Și cealaltă? Cealaltă are 16 anișori și s-a dus la primul târg de facultăți de la Constanța să vadă unde pleacă după ce trebuie. 14 diferență, n-ai mai găsit Indigo? Ba da, l-am găsit, dar știți cum e Indigo ăsta al nostru? Dai și nu se vede. Ce să facem? Și spuneam despre, vorbeam despre toate datele problemei concrete aici în Megidia. Nu este un Eldorado economic. Suntem oameni simpli, suntem oameni normali, dar tot numai pentru că iubim normalitatea, mi-ar plăcea să trăim într-o normalitate. Dincolo de scandaluri, dincolo de certuri, mi-ar plăcea. Alături de tine, cu cine mai vii? Un nume, doi cunoscuți? Am o grămadă de oameni. Am două, trei nume în capul tău. Păi spun pe Radu Olteanu odată, care este un potent om de afaceri, care, iată, într-un sens... Îl propui consilier? Îl propun în locul meu, dacă e mai bun ca mine. Ia auzi. De ce nu? Zim doi, trei consilieri. Îmi permite să țin o listă secretă în Megidia, dacă faci nume publice, s-ar putea să ai probleme. Păi era gratis acum promoție. Nu vreau eu să le dau. Fiți cu ochii pe Nelu Cosma și pe Partidul Verde și pe filiala Megidia și Constanța și Planeta Marte ca să aflați listă. E ca Guardiola el acum, ca Mourinho. Bă, și cu cine faci? Că începe meciul cu două minute înainte de meci, ca să nu știe ei la tactica. Am luat un sediu,
avem o politică. Mă, dar să vedem cine, ce partide mai au ăștia pe aici? Toate partide. PNL la portere, cu domn primar, muncitor, dar poate face noi mai mult. Dragi cetățeni, votați PSD, votați PNL, votați Ungurii, votați USR, votați Plus, votați ALDE, votați liberalii. Dar eu vă asigur că 30 de ani de zile sunt o unitate de măsură care poate să vă ajute să votați în continuare preferații dumneavoastră, dar atât timp cât sunt 10 milioane de români care n-au votat ce am enumerat eu mai sus, cred că aici putem găsi niște oameni care să se uite la o poveste nouă care se cheamă Partidul Verde. Cei care trăiți în Europa, puteți să le povestiți neamurilor voastre de aici ce înseamnă verzi în Germania, în Austria, în Franța, în Italia, în Anglia, în America, peste tot, în Australia, Noua Zeelandă, în Suedia, cu tare, cu tare. Puteți să faceți și o zonă verde în Megidia și să țineți minte, oricum îl cunoașteți, m-am plimbat cu el astăzi pe mijlocul Megidiei, e cunoscut mai tare ca mine, Nelu Cornă, ceea ce m-a făcut și gelos în Megidia, da? Deci, ciuliți puțin urechea, vă uitați și la Facebook-ul meu ca să aflați mai multe și mai cuprinzătoare. Eu promovez Partidul Verde pentru toată țara. Partidul Verde în Megidia înseamnă Nelu Cosma. O să fiu foarte atent la ce se întâmplă la dumneavoastră și dacă nu ne iese din prima, să știți că nici Angelina Jolie nu mi-a răspuns la primul telefon. Bă, de la al șaptelea nu i-am mai răspuns eu. Înțelegeți? Angelina Jolie de Megidia și cu Brad Pitt. Sper să fie într-un ceas bun. Cum spuneam, pierde cu Bertin, prieteni în legătură cu Olimpiada, el a revigorat conceptul olimpic acum 100 de ani, a zis așa, frate, pentru cei nehotărâți, important nu este să câștigi, important nu este să pierzi, să nu pui, important este să participi. Deci, cei care nu participați la alegeri, cei care sunteți săturați de ce v-am spus eu adineori, uitați-vă puțin și la noi, 3-4-7 mii de voturi, nu vă strică dumneavoastră, Nelu Cosma are din ce trăi, eu am din ce trăi, toți cei care vin la Partidul Verde să știți că nu dorm pe sub șanțuri și poduri, dar noi vrem tocmai pe cei de sub șanțuri și poduri să-i aducem la lumină. Unul din scopurile mele ca partid este ca salariul minim în România să ajungă la 1000 de euro. De ce 1000 de euro? Pentru că din spusele dumneavoastră, cei care plecați din țară de disperare, nu de plăcere sau prin căsătorie, am sintetizat această cifră. Cam 1000 de euro va trage și în Germania, și în Spania, și în Italia. Restul sunt motive personale. Mai vreți să scăpați de nevastă, de bărbat, de o soacră, de niște rate la bancă. Dacă plecați din țară pentru 1000 de euro, Partidul Verde se va lupta să pună la punct această treabă. Și pe cale de consecință, asta înseamnă că tăiem toate salariile, toate pensiile nemeritate, toate ajutoarele sociale pentru cei care au două mâini și două picioare. Bă, dar eu ce să fac? Vino la Megidia, îți faci o firmă, îți faci o fabricuță de pachetat ceva, de tăiat creasta la cocoș, de pus șireturi la Adidas, o declarăm zonă de interes național, nici o taxă primi 5 ani pe profit și așa mai departe, nici o taxă pe salarii. Statul român, primăria, vă poate ajuta la o răceală ușoară, la o chestie și așa mai departe. Primăria vă poate sprijini dacă vreți să vă cumpărați o părăgenitură de garsonieră, să o puneți la punct, vă scutește de taxe un an de zile, doi, să zicem, vreți să faceți ceva de la zero, dintre scaieți sau undeva, dacă puneți un gard și vă faceți un coteț și strageți apă din pământ, n-are treabă primăria cu voi, vă va și încuraja primăria verde Alonelu Cosma, să știți că poate să fac un mic de tot Eldorado. Dar la început să știți că și Eldorado a fost invizibil. Vă mulțumesc frumos, am fost oaspetele dumneavoastră în casa Alonelu Cosma Megidia. Sper să ne vedem cu plăcere de azi înainte și să fim sănătoși, Nelu. Cu respect. Vă mulțumesc. Doamne ajută, dragi prieteni, sănătate. Votați sine, verde!